Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un nou episod de SkinCraft. Astăzi am făcut cel mai OP pickex de pe SkinCraft, alături de încă niște cadouri pentru YouTuber, deoarece eu sunt cel mai bogat de pe serie. Avem aici 372 de diamante și eu am decis să le fac tuturor un cadou. Adică o să le pun într-un chest cu un sign așa frumușel, uite, punem sign-ul ăsta aici. O să aibă 21 diamante, 3 gold și 3 iron, toți foarte frumos. Și pe lângă toate astea am reușit să-mi fac o fermă de villager, pot să o numesc. Avem aici pe Sclabbert și încă 2 goblini jos. Sclabbert este al treilea goblin, care nu-și mai are stoc. Ca să-și are stoc, ori trebuie să facă noapte, ori trebuie să stau eu lângă ei, și lângă Sclabbert nu pot să stau, fiindcă e foarte departe. Așa că aici mai avem Project Future, unde o să mai bag încă câțiva villager. Și avem F4, Feather Falling 4 de la Feather Falling 4 și Efficiency 4. Cu astea am reușit să fac următoarele lucruri. Deci, am făcut un pickaxe din acesta, Hammer, care știți foarte bine de pe celălalt episod că mi-a dat Efficiency 4 cu Unbreaking 3. Am mai reușit însă să mai fac un pickaxe care mi-a dat tot același lucru și m-am supărat. Așa că i-am dat Disenchant, am băgat altul care mi-a dat Fortune 3. După m-am dus la băiatul ăsta, am făcut rost de Efficiency 4 și ce am reușit să fac? Un pickaxe cu Unbreaking 3, Efficiency 5, Mending și Fortune 3. Din a combina cele două, m-a costat 33 de levele m-a costat. Doar că în sfârșit am reușit să devin cel mai bogat player de pe SkinCraft, alături de cel mai OP. Am în vedere că am toată armura asta, acest, nu știu cum să-l numesc, această abominație de sabie care dă one shot la tot, și pickaxe-ul ăsta alături de toate diamantele mele, toate, băi, deci tot ce vreau. Și am făcut roșii de un Ender Staff, care mă ajută să fac următoarea chestie. Deci uite și tu. Și în combinație cu asta, sunt de neoprit. Deci uite și tu cât de OP e. E prea OP chestia asta, bine. Când ești în aer nu prea funcționează, merge doar că nici pe pământ, uite și. Adică nu prea e o limită, poți să dai deci cam în continuu. Iar acum vreau să ne întoarcem foarte repede și frumos. De moment ce e nociv cu Clorna sunt pe server, aici este Lucky. Vreau să mă duc să fac câte un cadou la fiecare player de pe SkinCraft. Hai să ne punem și noi voi chat-ul on, să ne audă playerii. Și o să începem prin a lua ceva de mâncare, că văd că murim de foame. Vreau să-l trolez pe nociv cu Bebe Fanny Shalt. Și vreau să-i arăt și ce cadou i-am făcut, el și Clorna. Hai mă, fă-te mare. Așa că o să ne grăbim destul de... O să ne grăbim destul de repede, da. Cel mai șmecher pleonasm. O să începem prin a cu Incentive, vecinul meu. Uite, are și Ștefan, i-a făcut un cadou. Doar că al nostru e un șmecher, fiindcă avem un rând în plus de diamonds. Așa că o să luăm primul chest, o să luăm astea. Și o să le punem aici așa. În tot inventarul nostru. Ok, bam, 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 bam. O să începem cu chesturi, le punem așa. Și avem... un chest aici. Cadou de la Fanny Salt. Clasic. Și punem aici astea. Mă gândeam să le fac un pickaxe de ăsta, un hammer de ăsta diamant, doar că îmi dădea gaură în portofel și oricât de mult îi iubesc eu pe dragii mei youtuberi de pe serie, nu pot să le fac nici atât. Am făcut aici un Insanity, deci cum puteți vedea avem 3 rânduri, 21, 7, 7, cu 7, 21, cu 3 iron și gold, mai mult de design, fiindcă îl găsești instant. Mai ales că eu din 10 minute de minat, ați văzut pe video trecut, am făcut 112 diamante cu ajutorul telefonului. Următorul este Jakey. Ok. O să-i punem tot aici așa. Cadou de la colegul tău al umbrelor. Fiindcă dacă sunteți de pe vechea serie de SkinCraft, veți ști foarte bine că eu alături de Jakey am avut cea mai mare mafie, cel mai mare grup, nu mafie, de pe server și am reușit să facem cel mai șmecher jaf. Și am luat toate astea de un dolar. Aici ce e? Prințul Fonzo. Da, chiar că tot acum am văd astea. Am făcut aici mare tâmpenie, am pus o armată plină de Among Us. Doar că vreau să știu și eu care e plotul lui Clorna, my friend Clorna. O să-l întreb aici pe Ștefan. Ștefan! Lucky!
Cum se zicea, smurți? Care-i plotul lui Clorna? Poți să-mi zici și mie? Că nu știu care e. Spatele tău, uite-te. Asta e a lui? Nu l-aveam partea aia? Ah, Nu, ăla e al meu. ok. Uite, a pus și Ștefan același cadou și punem și noi cadou de la Funny Salt Uga Buga. Ok? Punem același lucru. Bam, bam, pam, pam, pam. Astea așa, cu astea așa. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este nociv, noce tren, noce hype, noci vani. Și am uitat să vă zic, am vrut să-mi încetez toată armura, doar că n-am apucat, că n-aveam destul level. Doar că eu, împreună cu ajutorul lui Ștefan, am făcut rost de foarte multe cărți cu enchant cu ajutorul unor villager. Și asta e un mare secret. Vreau ca pe viitor să pornim un mare de ăsta magazin plin cu enchanturi. M-am uitat de Fafael, doamne, ok, ăsta e nociv. Ok, îi punem lui nociv. Și mergem repede să-i facem și lui Fafael cadou de la sarea cea mai amuzantă. N-am vrut să pun același semn la toată lumea, fiindcă după ar fi extrem de boring. Punem așa, bam, bam. Și acum trebuie să fugim să-i punem repejor lui Fafael, i-Fafael, să-i facem. Mama mi-a dat daună la portofel ca idee. Aveam 500 de diamante la început, da? Oh, ce-mi fac bă eu bubării ăștia? O să-i scriu lui Fafael. Asta e că mai trebuie să fac sign-uri. Îi scriu cadou de la pentru i-Fafael. Ok? Opa. Doamne. Măi, eu n-aveam niciodată pus ăsta, crafting-ul pus. Eu vreau să craftez cu crafting table-ul, gen. Ok, hai repede la i-Fafael. Băi, eu uitasem să-i fac lui Fafael cadou. Și avem așa. Opa, stai să-l punem și noi aici în rând. Ok, ce fac mă, n-am pus aici, nu? Ok. Cadou pentru Ifafael de la Sarea Amuzantă. Ok, punem astea așa. Și sincer, nici nu prea îmi pare rău că dau toate diamantele astea, deoarece cu pickaxe-ul ăsta nou, cred că o să fim de neoprit. Adică nici nu vreau să vă mint, nu vreau să fac clickbait sau ceva. Eu chiar sunt de părerea că o să fim de neoprit. În ghiozdanul ăsta l-am găsit într-un mineshaft și am să pun tot felul de chestii importante. Ăla e nociv? Tot felul de chestii importante în el, precum cărțile astea două și discurile cu enchanturile și tot felul de chestii. Îl văd aici pe nociv și vreau să-i spun. Nociv? Nociv real? Mamă, cred că doarme nociv. O să-l las în pace momentan. Și eu o să mă duc la Clorna, că poate e Clorna pe aici. Cred că el e, nu? Cu fața asta de villager a lui. Ia. Mă, ce? Măi, nu-mi dau seama că villagerii ăștia de pe hartă sunt Clorna sau villageri normali. Cred că Doamne. sunt Clorna. Sunt Clorna toți? Da, sunt familia lui Clorna. Mă! Bau! Ia uite-mă la el. Îmi comentează mie. Classic Funny Salt. Classic Funny Salt. Bă, am trecut prin tine ca în animeuri. Ia! Wow. Ca Demon Slayer, Thunder Bunny. A, te-am Nu-mi tăiat vine în să cred 30 de asta. bucăți. Bă, tot dau alt tab. Sunt nab. Îmi vine să plâng de bucurie. De bucurie sau de tristețe? Ștefan! 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 N-ai nici Ștefan! Ștefan! Ștefi boi! Bă, dar de ce dormiți, mă, toți? Oh, frate! Ok, o să mergem la village-ul nostru și o să încercăm să vă arăt cum îmi prinde o villageri. Ce trebuie noi să facem ca să facem extrem de mulți villageri? Trebuie să găsim un bloc de slime neapărat, din simplu fapt că slime-ul ne poate ajuta să facem un sticky piston și gen, dacă prinzi aici un villager, pui ăsta Lecter, nu? Și dai repede cu sticky piston, nu? Dacă nu-ți place cartea, o schimbă, decât să stai, să spargi, să riști, să fugă. Ăștia nu vin niciun, n-au nicio ofertă cu slime blocuri, așa că nu ne facem griji. Yo! Battle of Enchanting! Interesant, interesant. Fortune 4 și Efficiency
4, dar nu avem nevoie că stai pe Pickaxe, normal, ceea ce e cam useless. Ok, așa, ne luăm mâncărica. Mamă, păi eu vorbeam cu tine, de nebun, bă, frate, bă. Ok, hai să mergem înapoi la Ștefanel și să îi dăm puțin bully. Ștefane, putem da roleplay, știi ce, la Demon Slayer, anime-ul ăla cu săbii. Ia uite aici roleplay, face... Wow, și trece așa prin el, tai cu sabia. Wow, boom, Demon Slayer. Boom, moartea reală. Mă, ce? Bă, frate, nici nu mă vezi. Trec prin tine și te omor de la spate. Mă, ce? Ok, ia stai. Bă, Lucky, tu nici nu m-ai văzut. Deci, am dat teleport în spate și te-am omorât. Deci nici nu știi ce te lovește. Mă, sunt prea nebun. Ce? A, că faci tron, nu m-ai văzut. Pleacă de aici. A, dar chiar, ia uitați, am și knockback pe sabia asta. L-am zburat. Șpa, șpa. Ok, hai să mergem la village-ul ăsta al nostru. Cred că i-am supărat pe toți că prea am omorât. Hai să mergem la village-ul ăsta. Hai la F4, Feather 4. Că, momentan, Project Future, nu știu dacă chiar are un future. O să-l băgăm și pe ăsta aici și o să-i dăm câteva reroll-uri să vă și vouă. Cam, ia, și-a dat refresh la profesie. Nope. Ok, atunci o să-mi iau asta înapoi. Și pe tine, mister, vreau să te omor. What? Și la teleport, pleacă-mă de aici. Așa că hai înapoi la Project Future, mergem la ăștia doi ai noștri. Proiectul viitor, guys. Deci nu Future Project, Project Future. Classic funny sad, nu? Nu știu de unde, deci vreau să scrieți în comentarii. Ăsta e nebun. De unde va pleca vă chestia asta cu Classic Funny Salt? Unde ați auzit și de ce toată lumea spune în comentarii Classic Funny Salt? Gen, ce am făcut? A mers! Over capacity? Mă, ce? Ok, acum că ăsta e băgat aici, e perfect. Doar ce nu cred că poate să iasă. O bat asta. Gata, i-am pus asta pe cap ca să nu poate să mai iasă. Actually, să-l pun peste tot și o să ies. Și punem lectern în continuu ca să vedem când ne dă nouă carte care ne place. Cine ar plăcea nouă ar fi, deci momentan avem efficiency, feather falling și mai vrem altceva, adică de exemplu double jump. Dar nu, stai că double jump are Ștefan și am zis că n-are sens să ne băgăm la aceleași două enchanturi. Așa că ar fi bine să facem peste o carte cu efficiency sau Protection 3. Ok, merge Protection 3. Deci acum că v-am arătat și vouă cam cum funcționează, e destul. O să mai lucrăm noi la village-ul ăsta în viitor și vreau să vă arăt cam cât de OP sunt. Eu o să-i dau un alul ăsta. Uite și tu, de-abia că-mi dă damage. Eu te trec prin el. Bam! Bam! Șpa, șpa! Deci uite și tu cât de overpowered sunt. Legit, nimeni de pe seria asta nu mă poate opri. Și chiar nu vreau să mi se urce la cap, că dacă mi se urcă la cap, e jale. Hai să mă omor, că... Gata, mi-am scos buții, că dacă îmi păstram buții, nu mai muream. Și azi zis că s-a trezit nociv, că vreau să mă duc până la el. Mamă, câți villager s-au spawnat sub bazele noastre, băzucile noastre. What? Mă, ce? Mi-am luat... Ha? Ok, ciudat. Cine se știa? Bura, vorbești doar când îți zic eu. Aruncă toate diamantele pe care le-a tine. Nu scoți un cuvânt. Repede. Acesta este un jaf. Nu văd banca. Stai acolo. V-am legat pe amândoi. Te-a legat și pe tine, Lucky. Nu Lucky? Încerca să tragi. Okay, okay, okay. Funny salt. Ok, ok. Aruncă tot. Dacă vedeți primarul, spuneți-i că există răufăcători în oraș și că este nevoie de poliție. Dar cine ești? Cine-i mă ăla? Eu cred că îi roșesc șafa. Nu știu, m-a speriat, eram aici de vorbă și toată... Bă, dar eu cu Lucky suntem legați, aș trebui și până, da, știu așa. Da, eu cred că îi roșesc șafa, gen. Mai sabia aia să stai frâniile? Da! Gata. S-au tăiat frânghia și tu mori. Păi n-am altceva. Da, poți să folosești și o sabie de lemn, să știi că are același efect. N-am.
Asta e singura sabie. A, Lucky, da, chiar, tu ai pickaxe diamant? Da. A, vreau să-ți dau un iron pickaxe, că nu-l folosesc. Și ziceam că poate te ajută cu ceva. E gen full. V-ați dat toate diamantele? Nu, aveam 351 și am dat un diamant ca să am fix 350. Eu am dat tot un diamant. Câte diamante mai ai? Eu am dat un diamant. Am 80 la mine, dar mai am 100. Eu am dat doar un diamant. Doamne, deci eu le-am dat la YouTuber, le-am dat 100 de diamante și tot am rămas cu 350. Bă, dar mi-a furat ăsta, bă, mi-a furat lănțic. Moarte pe la spate! Cum era? Mi-a furat lănțic cu nesimțit. Ți-a luat! Hai să-i dăm bully lui Rinuș. Nu. Irinuș! Ce faci? Deci fii atentă, vreau să arăt ce am făcut. Hai să arăt ce am făcut, Vin aici jos, Fii atent, știi anime-ul ăla, Demon Slayer? Așa. Ia uite, pus fac Demon Slayer, fii atentă. Și mă teleportez spatele tot și dau cu sabia. Și pă, mamă, și moartă. Am și double jump și vreau să înghicești enchanturile de pe pickaxe. Roleplayer, cred că nu-i pasă. Bă! Chicește-mi enchanturile pe pickaxe, te rog! Mueee! Mueee! Fortune. Nu, am Breaking 3, Efficiency 5, Mending și Fortune 3. Mamă! Știi că cel mai băgat de pe server? Nu. Uite, ceva, doar fiindcă mă simt... Doar fiindcă mă simt prost, că te văd mai săracă, gen. Stai să fac un apel să dau niște diamante, gen. Ok. Ia. Mulțumesc. Stai așa. Ai o bucată de iron ca să am fix, că nu vreau să am 349, vreau să am 350. Ai o bucată de iron? Stai un pic, da. Una singură, gen. Pată. I-a dat pe toate, gen. Stai. Dăm 7 secunde. Bă, fost unul care m-a început. Și pe mine și pe okay. Fanii. Așa. Uite, fiindcă ai fost ucis de bun. Acum a dispărut din fața mea, te rog. Mulțumesc. Afară de pe plotul tău. Oh! Ok, glumeam. I-am dat niște diamante ca să am și eu fix. Am 350 iron, 125 gold și 350 diamante. Wow! Mamă, ce ador să mă flexez pe tot serverul ăsta. Ma, bă, unde a fugit Nociv cu toți banii noștri? Bă, dar de cine e Nociv? A fost Nociv aici? Bă, avea vocea lui, doar că avea o mască, așa că n-am voie să acuzez până n-am dovezi. Doar că o să mă asigur că eu cu cineva, bă, o să fiu cea mai OP mafie. Da, Gerald. Nu mafie, gen grupul Năzdrăvan, ca la grădiniță. Ce? O să ne spui de mafie, ne știm dacă o să fim poliți sau nu. O ce? O găleată cu apă. Vrei? Da, cred că gen o să mă fac poliți. Nu ți-a picat? De unde? Știe dacă ți-a picat, mă. Nu. Ok, du la Iris. A, stai, da! O găleată cu apă? De fapt, nu. Pa, joc. Bă, asta de unde a apărut? Mă jur că n-am aruncat-o. Nu știu. Aveam eu o găleată cu apă și asta e a doua. Cred că am dat Q din greșeală. Da, probabil mie mi-a dat-o, sorry. Nu, ia-o, ia ta. A mea e în inventar. Vrei să vii cu mine în mină, să-ți arăt cât de repede minez? Nu mai vai cu mine. A, bine. Le arăt doar la oamenii de se uită la video și care au ajuns până aici să apese pe butonul de like și subscribe. Că se uită la video și nu dau like. Irinuș. Ok, hai în... Sclabbert. Asta doi. Ok, și va... Deci, o să-l ținem pe Sclabbert aici. Că văd că-mi prea și mai aerisele astea, dar că o să-l țin pentru cable momentan. Și noi o să continuăm să minăm încolo. Și o să-l blochez aici cu niște dirt. Scuze, Sclabbert, doar că tu vin cu... Vin aici. Hai, cuț. Haide! Ok. Pa, pa!
Ok, acum am scăpat de el, vreau să vadă cât repede minează chestia asta. Deci, după cum crezi, e destul de rapid. Nu prea ai o mare diferență între efficiency 5 și efficiency 4. Doar că eu vreau să văd dintr-un stack de stat diamante câte diamante dă. Așa că o să minăm în continuu, punem aici lumină. Se vede și voi ceva. Că nu știu cât de tare se vede, cât de bine se vede. Am 19 de torțe, așa că nici nu mă zgârcesc. Punem de fiecare dată când nu vedem ceva. Și hai să vedem dacă pe aici găsim vreun diamant. Nu. Atunci ne vedem de drop. Dăm aici o gaură să rămânem la nivelul nostru inițial. Folosim shovel-ul de încredere și continuăm foarte drept înainte. Opa, asta e cam sus la prost. Eu chiar vreau să văd, adică vreau să dăm niște diamante să văd ce diferență face ăsta. Ah, și by the way, faptul că am breaking 3 cu mending îmi face ăsta indestructibil. Adică uitați, nu, cât timp fac cable și chestii, legit mi se pune totul. Ok, deci am spart 2 diamante. Încă 2 diamante. Da, deci avem 4, 8 diamante. Deci din 8 diamante ne-a dat 19. Holy mama. Bă, ce? Ok, asta e prea OP. Doar că noi momentan nu se folosim nici de cable. Am prea multe waystone-uri, așa că chiar nu mă deranjează că l-am lăsat pe ăla acolo. Fiindcă eu ieri m-am jucat 12 ore Minecraft. Deci 12 ore. Am și filmat un episod și nu știu dacă ați observat, aici am tot felul de astea colorate pentru când o să ne facem skin-ul. Fiindcă nu există skincraft fără skin-ul tău construit. De-aia se și numește skincraft, nu? Și având în vedere că am double jump, am... Deci viața e prea frumoasă în momentul ăsta pe Minecraft. Și în viața reală, viața e prea frumoasă, guys. Avem feather falling, double jump și protection 3. Pe asta avem protection 3, am breaking 3 și thorns. Și o pot repara cu diamante, ceea ce asta îmi place foarte mult. Nu trebuie să-mi pun mending pe ele, fiindcă cu un diamant le repar. Doar că singurul motiv pentru care mi-aș pune mending e că de fiecare dată când vreau să le repar, trebuie să-i pun într-una, să-i dau XP. Ok, alte diamante, hai să săpăm în jurul lor cu pickaxe-ul nostru, că am un pickaxe de iron special ca să putem mina în jurul chestiilor. Deci punem aici o torță și ne apucăm să minăm aici în jur. Cred că-s doar 2 diamante. Nu vreau să mint, doar că pare să fie... Ok, nu, mai sunt și sus. Ok, el nu și-a ieșit. Cred că a dat rage quit, cred că a jefuit-o hoțul ăla. Eu chiar n-am idee cine. Ok, deci sunt 4 diamante. O să le spargem pe primele. Ne-a dat 4, nu, 5 diamante ne-a dat. Cu astea ok, 2. Deci cu asta, efectul de efficiency nu se aplică mereu, din câte știu. Doar că sincer, am unde cam atâtea diamante. Hai să-mi pun ăsta jos și să dăm foc la asta ca să fac și eu un pic chestii diamant. Adică ați văzut că acum vreau să minez pe lângă și pur și simplu nu puteam, din simplu fapt că n-aveam destul putere în ăsta de iron. Și dacă nu mă înșel, pot să-mi cumpăr și o carte de efficiency 4 ca să-mi fac efficiency 5 pe ăsta, doar că chiar nu am nevoie, deoarece ăsta va fi main pick-ul meu și ar fi doar po... mi-aș pierde emeralde degeaba, pe scurt. Și chiar nu-i cazul, adică poate sunt cel mai bogat, doar că nici n-am resurse infinite. Oh, Mineshaft, nici n-am fost atent la hartă. Poate sunt cel mai bogat de pe server, doar că resursele nu sunt infinite. Și pe mine mama m-a învățat, nu irosesc niciodată chestiile pe care le-am. Diorită, vreau să arunc tot ce n-am nevoie. Andesită. Cobalul ne trebuie, dacă vă întrebați și n-arunc cobalul, este fiindcă ne trebuie. Și lapisul punem doar ca să ne golim și noi coșul, se vadă aici frumos. Hai să acoperim ca să pot să mă mișc în puii mei, că nu se poate așa. Am zis cuvântul ăla cu pui. Așa de tare m-am enervat. Bă, ce e aici? What? Bă, ce maharababura asta? Pleacă! Lasă-mă să ies, sunt celebru, scoate-mă de aici. Ok, ăsta nu-i gol. Mă, repede, bucket of water. Mamă, uite așa, așa se moare pe skincraft. Avem noroc echip inventorion. Că altfel, era jale. Pe aici am minat eu. Hai să mergem la punctele astea mov. Punctele mov indică loot. În caz că nu v-ați dat seama de pe serile trecute. Asta fac punctele mov și... De asta, eu ador, deci un motiv pentru care ador skincraft 1 sunt. E plin de playeri. Și 2,
modurile astea sunt efectiv geniale. Deci nu există un mod care să mă facă să zic: mă, o porcărie. Nu știu dacă mai există modul cu cățelul, doar că data trecută am, da, am petrecut atâta timp să-mi maxez cățelul și nici nu prea l-am folosit. Adică și eu era OP cu poison și toate chestiile. Doar că până la urmă s-au băgat armele și am văzut că ăla avea deja o armă, ceea ce nu mi se pare ok. Adică când o să-i spun un nociv că ăștia vin cu arme pe server, cred că o să ne dea și nouă voie să avem. Doar că nici nu cred că am nevoie de o armă. Și chiar dacă o să-mi fac o armă, o să o enchantez full. Deci cred că ar fi cazul ca la ăștia să le pun și enchanturi de genul projectile, ca să fim mai overpowered. Ok, văd că pe deasupra, dar mi-ar pare că era și ceva loot. O fi sub? Ia. Ok, nu spun nici picioare. Ok, deci aici nu-i nimic, e doar niște lapis pe care o să-l iau sure. Ah, și e bedrock, ok, GG. Mă, cumva am spart bedrock-ul acolo și sunt nab. Da, deci v-am arătat extrem de clar cam cum funcționează toată ideea asta de efficiency 5, fortune 3, unbreaking, mending. Adică eu pur și simplu am un pickaxe care o să mă țină până la finalul seriei. Și având în vedere că am și voice... What? Horror, horror, mi-e frică. Mă, tot apare că e loot aici, dar eu nu-l văd. O fi fake info? Ah, și mai spus este ceva... nubul ăsta de Ștefan, că dacă găsești ăsta lapis lazuli, te duci 3 blocuri în față și după minezi în jos dai de diamante. Doar că eu nu cred în asta. Uite, deci o să și minez toată zona asta ca să vedem dacă e fake sau adevărat, ca să faceți și voi în lumile voastre de Minecraftstein. Ok. Și se pare că este complet fals. Așa că o să-mi folosesc Ender Staff-ul ca să ajung aici sus. Și da, mi-am scos enchantul ăla nemernic de mă face să mă lipesc de pereți, că mă încurca prea tare, frate. Nu îl suportam nicio culoare. Avem 1500 1700 chiar de ăsta, cobblestone, pe care o să-l vindem la goblin să ne refacem nivelul, fiindcă mi-a dat down-ul pe kick-ul ăsta, după cum am zis, și știți foarte bine. Ok, nu știu ce a fost sunetul ăla. Doar că vreau să mai minăm până dăm de încă niște diamante, ca să testăm și noi apele. Deci vreau să vedem, să calculăm în timpul ăsta de minat câte diamante am făcut. Adică o să-mi vând la final de tot iron-ul și tot ăsta pe care l-am găsit, plus toate emeraldele pe care o să le iau de la goblin. Și o să văd cam câte diamante. Că eu zic că se pune și faptul că le-am vândut cu telefonul, idi-idi-iada și toate chestiile. Mamă, ce voice cred că am avut, bă. Ok, păi eu o să revin imediat ce găsesc diamante. Stai să sparg și eu ăsta. Și chiar sunt curios cam cât o să avem într-un final. Ok, deci minam de nebun. A intrat Rafael și am găsit diamantele astea. Așa că acum că a intrat Rafael, vreau să mergem repede înaintea lui la plotul său, ca să vedem reacția lui la cadou. Deci punem ăsta repede, punem mină și mergem la casa Miau. O să lăsăm asta pe altă dată cu... pe altă dată, pe puțin mai târziu cu număratul diamantelor de care am făcut râs. Punem ăsta așa. Mă, doamne, iar am dat. Am și zis să am grijă să nu fac asta, iar am dat blocurile de gol, le-am aruncat. Mereu le confund cu altceva, mă, ce? Ok, hai repede la Ifafael. Să... ah, what? De unde e? Nu e în oraș. Ciudat. Hai să mergem până la el și să-i spunem că avem o surpriză pentru el. Wait, what? Nociv și-a luat cadou și n-a zis nici mulțumesc. Salutare, fanii. Salut, Nociv. Ai văzut cadou de ți l-am făcut? Da, mersi mult de tot, apreciez. Am făcut tuturor și vreau să mă duc și la Rafael să-i arăt că am aici, să-i deci fii atent. Să-i arăt, nu arăt. Ok, vreau să arăt mai întâi, fii atent ce am. Ia uite. Bam, teleport prin tine, ca în Demon Slayer, ia uite. Și știi ce enchanturi am pe pickaxe? Ia. Am breaking 3, efficiency 5, mending și fortune 3. Dar nu am un pic să văd și eu. Nu, 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 altă dată. Mă, n-am încredere în consilierul primarului. Nu, tocmai ce am fost jefuit, ca idee, nu mai am încredere în nimeni. O să trăiți, domnul Lucky.
Vedeți că o să mă duc la primar, să-i spun că ne-a jefuit cineva. V-a jefuit cineva? Da. Dar l-am fraierit, i-am dat doar un diamant, aveam 350. Aveam 350 și i-am dat doar unul. Mamă, ce l-ai fraierit? L-am fraierit rău. Hai că mă duc la primar, domn primar. Domn primar! Salutare, salutare. Ne-a jefuit cineva. Mâncam și eu o roșie. Ce s-a întâmplat? Ne-a jefuit cineva, deci uite și tu. Mă plimbam și eu cu teleporterul ăsta al meu. Și ne-a jefuit cineva. Ai, ok. Te-ai și jefuit pe tine? Pe toți, și pe mine, și pe Ștefan, și pe Lucky. Și a fugit din oraș. Și pe mine m-a jefuit. Nu știu. Dar vreau să vii la tine pe plot, că eu cu Ștefan ți-am făcut un cadou. Wow, cadou, ok. Mită, adică. Da, mită. Stai să vedem, ia. Ia, te-am double jump, tu n-ai? Da. Ștefan, hai să arătăm lui Fafael ce cadou i-am făcut. Răzivanul. Deci eu eram domn primar aici, îmi beam apa minerală în grădină. Apa și minerală? Aveam grijă de ale mele și au venit acum Fanny Salt cu Lucky și Ștefan și au zis că au fost jefuiți. Ok, ok, ok. Eu abia ce m-am trezit aici, am sosit și eu și deja sunt asaltat de foarte multe probleme. Eram curios să văd ce s-a mai întâmplat în oraș, dar din prima m-ați luat puternic. Cadouri! Ok, puteți să vă uitați, domn primar, că am eu grijă să nu se întâmple nimic altceva în oraș și o să stau eu de pază, să nu se Ștefan, hai nimic cu mine, să arătăm lui Rafael ce okay, am făcut, okay, domn primar. Ok, stai de pază, deci stai puțin că am luat un cadou prima oară. Ok, ok, duceți-vă să vedeți. Ia să vedem cadoul, domnilor. Uite-te la Ștefan prima oară. Bun, 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 cadou de la Ștefan, ia să vedem. Ștefan, ia. 2394. Tu ești? El e. Da. Arată-i buletinul. Ok, ok, hai să vedem cadoul. Ia. N-avem buletin, că nu s-am făcut primăria. Uite-i Daniel. Da? Wow, diamante și mult fier, ok, ok. Și citește site-ul. Îmi place să văd asta, domnule Ștefan. Și avem așa, cadou de la Ștefan și cadou pentru Ifafael de la... Ifafa. Sare amuzantă. Eu sunt. What? Cine e? Avem sare amuzantă? Da. Tu ești sare amuzantă? Nu, sunt fake. Nu e cadou meu. Mă, au venit cadourile, ia să vedem. Ia uite. Wow, stacat. Multe diamante, aur, fier. Wow, vă mulțumesc, băieți, vă mulțumesc. Deci vă sunt îndatorat să rezolvăm misterul acesta cu jaful, înseamnă. Da, da, da. No. Hai, Fafael, te las, domn primar, domn primar, mita, scuze. Adică cadoul. Da, mita, mita. Poate ne mărești nouă protejii. Mita! Olo, fugi, 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 fugi. Bun, bun, bun. Mamă, era pe aproape. Doamne. Dă și mie mită, Fanny Salt. Păi ți-am dat cadou. Aia e gen. Aia e mită. Păi asta nu e mită, asta e ca așa, ca între colegi. Cadou de moștipăla e. Dar nu înțeleg, Ștefan, dacă e atât de milionar, de ce nu ne dă și nouă bani? Uite, suntem într-o cameră de diamant. Ia să-i caut eu camera asta. Camera, unde are? Nu, e secretul nostru, că noi suntem... Știi că noi conducem economia Skincraft? Deci e secretul vostru, dar el își pune un tablou pe stradă să-l vadă toți când trec. Doamne. E secretul vostru. Ok, și ceva? Nu, păi era o cameră că... Okay. Așa, revenim. Cred că avem nevoie de un polițist în orașul ăsta, că-s numai bătăi, jafar, mar. Băi, nu, că noi suntem colegi, suntem cei mai bogați. Eu am 350 de diamante și el are 200. Ah, ok, tare. Voiam să vă spunem, am vorbit cu domn primar. Ia. Și sunt impozitate diamantele 30% pe zi. Da, 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 hai, șpa, șpa. Fuga, fuga, șpa, șpa, gen. Doamne. Mă, tu l-ai auzit? E nebun? 30%. Păi asta ar însemna... mult. Cine și-a făcut McDonald's pe plot? Știi, Lucky. Aia, sunt picioarele lui? Ia, stai că vreau să-l întreb, că-s curios. Lucky! Ales picioarele tale sau e McDonald's? Fanny Salt, după un calcul rapid, ești dator cu 90 de diamante primăriei, poți să plătești la mine. Da, frate, stai așa. Ce, mama? Trebuie să vin la masă? Fa. Mă, că poți să-mi dai toate diamantele și ți-e păi atunci, fii atent, hai să-ți arăt cum eu cu Ștefan am devenit cei mai bogați de pe... Bă, n-am diamante! Tocmai ai zis că ai 350 de diamante. Ue, ue, ue. Ai trebuit? What? De B-ul.
prindeți bebeul. De când avem un bebe? A dispărut, a dispărut. Mamă, enervez. Hufă-i și pufă-i. Da, trebuie elitit și se va face gresul acolo. Nu mai dați în mine! Okay. Gata! Gata cu buliu! Okay. Aia e interzisă, chestia aia e interzisă. Mă super! Cred că vom da câteva legi noi în oraș. Da. Pentru că vă faceți de cap. Acel shrinker este în va fi în posesia primăriei, așa că te rog frumos. Ok, am făcut destul troll pe server. Poți să întreb pe Irina că n-am făcut daune. Da. N-am făcut daune cu el. N-ai făcut daune, ok. Bine, dar eu vi-l dau, că o să-mi fac altul oricum. Momentan nu e primăria făcută ca să avem niște legi, dar vom avea odată ce ridicăm orașul ca lumea. Ok. Da, da, așa ceva nu trebuie să existe, domn primar, adică la cât de mare este, încalcă pe plantație, îmi distruge tot într-o secundă. Ok, dacă îți dau 30 de diamante, îmi dai înapoi. Și fură. Ok, pa. Și scammer gets scam gen. Fugi cu staff-ul. Nu mai prinde, gata, stai. Stai să mă fac repede, mic. Stai repede. Trebuie să mă fac mic rău de tot, să mă ascund. Gata, și trebuie să mă plimb așa prin oraș de acum, că e că mă prind bărbații. Așa, hai să facem repede un calcul, ne ducem în baza noastră, gata cu bășcălia. Vreau să văd cam câte diamante am reușit noi să facem pe parcurs. Hei, ce faceți pe plotul meu? Eram și eu curios ce s-a mai întâmplat. Bă, ce-i cu pozele alea? De ce mi-ai luat proprietatea? Ești pe proprietatea mea. Salut, americanii, ori îmi dai shrinker-ul, ori 40 de diamante. 40? 40? Da. S-am dat 21 deja, nu ești un om mai bun. Da, 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 pe în bugetul primăriei, domnul primar. Și n-ar trebui să fie o lege să... Na. Mita asta, excesivă. Ok, e chemați poliția dacă doriți, domnul Fanisalt. Da. Păi, ideea e că chiar dacă v-ați spune toți 5 pe mine, n-ați putea să mă bate și asta e clar. Păi, dar nu trebuie să te batem, trebuie doar să te exilăm din oraș și nu mai ai ce căuta aici. Plotul ăsta e al primăriei. Și cine mă dă afară? Cine te dă afară? Opa. Ok, atunci, o să-ți dau shrinker-ul. Capul acesta de panda roșu. Ok, hai, te rog. Poftim. Mulțumesc. Și acum și 20 de diamante pentru deranj? N-am! Că le-am în rucsac. Deci, și rucsacul e... Fanny Salt are 350 de diamante. Mie nu mi se pare ok să fie cineva atât de bogat în orașul ăsta și alții atât de săraci. Așa că trebuie să impozităm veniturile prea mari din oraș. Ok, o secundă, stai așa. Opa, deci da, nu vom impozita venitul pe profit? Eu așa zic. Stai o secundă, să merg să fac niște bani. Are sens, are sens. Opa, așa. Da, ar fi o idee, da. Direct legile. Adică să avem și niște cărți, să avem și niște legi. Ce e acolo? Ce se aude? Ce mi se pare mie? Ce are acolo oare? S-a auzit ceva. Opa. Inspecție. Ce? Intrați toți aici repede. Hei, hei. Stai, ăștia n-ai voie să mic. Ăștia n-ai voie. Nu, stai, nu. Stai, nu, le dau mâncare. Le dau mere în fiecare zi. Are prizonieri. Ok, și Ștefan are. Și Ștefan are. Are același. Nu, băi, stai. Prizonierii de urgență. Pe ăștia chiar n-ai voie să iei. Pe ăștia chiar n-ai voie să iei. Te rog eu frumos, i-am și numit. I-am crescut. Nu sunt prizonieri. Ce e asta? Te rog, pune-i la loc. Clorna asta? Nu, e un goblin. Ăștia sunt prietenii mei, te rog. Le dau mere în fiecare zi. Bun. Ascultă-mă puțin, ascultă-mă puțin. Nu și le dau și salariu. Ăștia, dar... Bun, e Sisinel și Fideluța. Nu știu ce sunt ăștia. Oh my god, ascultă-mă puțin. Da. Nu știu ce sunt ăștia, dar sunt și ei niște suflete și nu pot să-i țin captivitate în 2x2. Deci, atunci o să le fac o cameră mai mare. O să le dau drumul în toată zona asta, da. Ok? Trebuie toată camera asta e a lor. Niște condiții. Nu pot fi abuzați așa și sequestrați. Toată zona asta e a lor de acum. Uite, asta e plasă de Irinuș. Ia altul Irinuș acasă. Vreau să vă spun ceva foarte important, domn primar. Deja se întâmplă jafuri. Sequestrează oameni, uite, goblini. Trebuie așteptă și pe mine să-i duc jos la mine. De un polițist în orașul ăsta. N-am înțeles cu jaful ăla ce s-a întâmplat. Păi nici eu nu știu. Vino cu ala. Ia, nu, ce-i, hai să-ți mai arăt ceva. Hai să-ți mai arăt ceva. Irina, vino cu mine. Așteptați un pic. Păi vino și tu dacă vrei.
Ok, aici o să stea villagerii. Îi punem aici așa. Și îi punem. Asta e, asta e camera lor. Asta e camera lor. E destul? E pune da, jos aici. Bună, da, eu zic că e okay. Suficient, dar să le dai mâncare, să le pui da, mănâncă doar mere, știți cât de scumpe sunt merele? Explică-mi ce e asta. Ce e zona asta? Ok, fii atent, îți dau 30 de diamante și nu mai întreb nimic. Le împars cu nociv, nu știu. Bă, eu zic că e ok momentan, Rafael. Apreciez că vrei să mă mituiești, dar nu poți să mă mituiești în față cu toată lumea. Hai. Lasă că ați văzut ceva? Bun, deci domnul Sare, curând vom ridica secția de poliție. Și tu vei fi principalul client acolo, ok? Tu și cu Clorna. Și cu... Da. Nociv, ai știați că... o mită de față cu tot orașul. Ei, știți istoria lui Nociv? Cine a fost înainte? Cine? Nu. Ce? Da, nu știu. Am coșmarul. Ce, știi tu ceva, Fanisalt? Nu, eu nu știu nimic. V-am dat diamante acum, dar... Ok, eu sunt nou în oraș, n-au fost în Nociv, cred că știi foarte bine că n-ar trebui să vă chem la poliție, așa, ca idee. Nu știu despre hai, ce vorbești. Hai, puteți să vă jucați aici, eu n-am treabă, mă duc sus. Ideea este că avem nevoie de un polițist în acest oraș, pentru că nu se mai poate așa. Are sens, are da, sens. Aprob. Trebuie să... Puteți face business, nu pe proprietatea mea? Și trebuie să alegem... Da. Ideea e că eu n-am cum să mă ocup și de poliție, deja e prea mult pentru mine. Deci, hai să mergem la suprafață mai bine, nu sub pământ. Da, fugi, sinel! Uite goblinul! Păi vrea acasă! Trăiește și el! Fideluță! Ce, nu? N-a urnat puțin. Fideluță okay, e prietenul meu. Aici și ne așteptăm să le creezi niște condiții mai plăcute. Da. Ok, hai să ieșim. Bă, te urmărește acum! Nu știu ce să-i fac. Și-a damage! Stai că e pericol public ăsta pentru ei. Ok, îl punem pe ăsta jos și le facem aici un zid de ca să... Nu, plecați. Actually, stai că îl pun doar aici așa. Cât să nu poată intra în zona asta de fântână. Și o să pun un ladder dacă e. Punem aici așa. Punem un ladder. Dar problema e că nu să-și mai are stoc dacă îi lasă aici jos, dar facem noi cumva, facem noi o cale să rezolvăm situațiunea. Spargem aici și momentan doar eu să am acces. Punem așa să o să ies și eu. Ok, și dacă am vreo treabă cu ei, vin aici așa, frumos. Așa și stai să le dau am dat ăsta împreună cu ăsta. Și vreau să vă arăt cam cât de OP e telefonul. Ok. Așa. Punem orul ăsta aici împreună cu celălalt 84. Așa, și astea sunt toate din minat. Mai avem iron ăsta pe care am scos să-l vând. Punem aici așa. Și o să avem în total 14.360. Deci, pe lângă alea 36 de diamante, 32 de diamante pe care le-am dat, eu o să mai fac momentul actual. Așa. Cred că am avut gura ca în spartă, faptul că le-am zis lui Nociv și domnului primar, business ăsta al meu. Ok. Punem aici așa, frumos. Le-am zis să nu mi le ia, deci eu chiar plângeam dacă mi lua pe fideluță și pe sinel. Așa. Și am făcut în total încă 95 diamante, pe care o să le adunăm la cart. Și ce aș vrea eu să fac, mi mai trebuie cât 100, da, las, ăla, 445, e un număr fain. Cam atât le-am dat și celorlalți pentru... cam atât am cheltuit eu azi cu alea 21 diamante și toate cadourile. Ah, plus cobble-ul pe care am uitat să-l vând, am zis că vinem tot. Ăla costă doar 2, ceea ce nu-i cine știe ce, doar că acum avem fix 450 diamante. Mergem repede până aici și poate dăm și de Clorna să-i spunem... ce am făcut. Dinuș mi-a transmis domnul Civanu că ați achitat tot pentru plot, așa este? Da, am achitat, Ok, mai este și Lucky care trebuie să achite. Acum va achit, cât trebuie. Ia să vedem. Deci plotul tău e ăsta așa, că nici nu mai știu care era.
Este aluclorna. Câte diamante ai Lucky total? Aici? Da, aici. Ia să vedem. E McDonald's. Câte diamante ai total Lucky? E McDonald's. Nu, sunt picioarele lui. Da. Mamă, ce era aici? Câte diamante ai Lucky în total? Aluclorna. Băi, ești surd? Deci, lotul tău era inițial de 10 blocuri, minim. L-ai upgradat la 25, corect? Da. Bun, deci trebuie să plătești 15 plus dobândă, avem 18. Deci 33? Nu, 18 total trebuie să plătească. Ai 18 sau vrei să dau? Ia să vedem. Eu nu credeam că 15 cu 18. Nu, nu, 3 e dobânda. Bun, ai achitat 12. Mai, ok. Vrei să plătești eu pentru tine? A, ai. E că ai dat mai mult decât trebuia. Ai dat 18, da, e perfect, e perfect. Auzi, domn primar? Bun, bun, așa, da. Dacă eu domn Ștefan vrem să ne pornim o tarabă aici, pe marginea drumului, ne costă chirie tarabă? Ceva? Tarabă? Da, vrem să vindem enchanturi pentru cetățeni. Enchanturi pentru cetățeni? Da. Ia să vedem, noi, ia să vedem. Și unde ar fi această tarabă? Bă, unde e locul liber? În special, am vrea cam în centrul satului să avem cât mai mulți clienți. Adică, oriundeva aici, nu contează. Ne facem noi un loc dacă e. Momentan, nu trebuie să gândim puțin situația că... Da. Ce zici? Clar... Lucky. Dacă trebuie să împărțim. Da, noi facem 50-50 la tot. Prima oară. Bun, 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 bun. Deci dacă tu vrei să faci o tarabă ca să vinzi bunuri, trebuie să ne gândim la o situație. Dacă o vei face pe drum, deja se îngustează drumul prea mult, aia e problema. Deci, nu, nu o facem pe drum, o facem pe lateral așa. Nu știu. Ori între ploturi, dar nu știu ce să zic, că nu e foarte mult spațiu. Ori să avem un sector dedicat magazinelor. Da, un mall. Cred că ar avea mai mult sens. Da, un mini mall. Adică ori mini, ori, pardon, mini mall, ori tot așa cu ploturi fiecare, dar doar să fie de comerț, dacă are sens ce zic. Și sau dacă am voie să-mi fac pe plotul meu direct. Aici. Sau pe plotul lui Ștefan, nu contează. Să faci negoț pe plot? Nu cred. Nu știu ce să zic. Sunt întrebări bune, trebuie să mă consult cu Nocivanu, dar automat va trebui să plătești o taxă, mă gândesc. Da, oricum, da. Momentan nu s-a impozitat nimic pe server, dar trebuie să gândim puțin situația și venim cu niște legi noi. Dar în teorie, da, poți să faci direct pe plot. Nu, nu, pe plot nu, lasă că după trebuie să vină lumea și dacă se întâmplă ceva să responsabilă. Dar ar fi puțin ciudățel, ar fi puțin ciudățel. Așa facem cu Ștefan, facem o zonă și facem 50-50 ca să fim egali. Fii atent cum am putea face. Fii atent cum am putea face. Poate să se extindă un drum mic așa în sus și exact pe munte aici să fie ceva, știi? Da, din moment ce nici n-avem drumuri. Eu zic să lăsăm mall-ul și să facem așa ca o piață, o piețișoară într-un loc. Da, nu mall, nu mall, nu mall, dar ceva de genul ca o piață are sens, are sens. Da. Păi, vedem pe viitor atunci. Vreau să mai uiți pe aici ce s-a întâmplat. Da. Vreți să vedeți și hammer-a? Da, bon, să mi-l da și mie înapoi. E rău hammer-ul ăsta. Ia, dă-te, Fonso, dă-te de aici că mi-l iei. Ia să vedem. Și unde poți să-l testezi? Stai că tot eu l-am luat. Uite-te ce scrie. Opa. Și e destul, nu trebuie să-l testezi. Wow! Fortune mending de toate. E full. Și ăsta, eu nu știu, ăsta sparge mai mult ca ăla de piatră sau e tot la fel, dar e mai durabil? Nu, sparge la fel de tot 3x3, doar că sparge mai repede, având în vedere că e diamant, e mai durabil. Și enchanturile, pur și simplu, mending-ul mi-l face aproape să spar cu el la infinit. Și Fortune okay, 3 are din sens. 3 diamante fac 10. Bun, vino cu mine să vedem ce s-a mai făcut nou pe server. Vreau să pe în oraș, pardon, nu pe server. Hai să vedem aici în spate de tot. Era păi, la Oana parcă. Eu vreau să mă duc la Clorna. Oana nu a achitat. Întreabă-l pe Ștefan că are la fel de mult timp ca mine. Voi mă veți ajuta să distrugem tot ce este aici, practic. Pentru că Oana nu a achitat și au trecut cele două zile. Deci vom restricționa tot și vom dărâma cu TNT. Am eu TNT, dacă vrei să-l dau. Ar fi.
Glumesc, glumesc. Ok, revin imediat. Vreau să mă duc și eu până la Clorna să vorbesc cu el. Yo, my boys, ce faceți? Nu. Alo, welcome. Eu cu Ștefan ți-am făcut cadou. Au, cadou! Nina a vrut să deschid, my boy. Hai să vedem, cadou de la Funny Salt pentru Uga Buga. Ce se poate face? Bogăție. Doamne ferește, plin de diamante. Eu și-o să mă fac cu asta, mă, bălund. Poți să-ți cumperi mulți copaci. Perfect. Și multe pietre. Mulți copaci de junglă, nu mi-e să cred. Ia, poate te ajută și asta, că știu că vă e foame mult. Mamă, că-mi crapă. Gătită. Mulțumesc. Doamne feri. Uai, dar nu trebuia de acest cadou frumos. Ia, am făcut tuturor oamenilor. Ia, unde e primarul? E încolo, vrea să-i spargă plotul lui Oana. Că n-a plătit. Foarte bine. Foarte. Opa. Ai doar papagalul meu. A, doamne, a făcut ca un creeper. Opa, ai văzut ce culoare are? Da, ia uite, ai sărat aici, tehnologie nouă. Nu știi la tine în junglă, ia uite. Ia. Stai, s-ar dă două ori, dar fii atent. Stai. Mamă, e că nebunie față, ca o moimă, doamne. Hai la domn primar să vezi. Vezi că ne-a jefuit cineva, imediat. Să ai grijă pe străzi. Ai grijă, vin imediat. Bine. Păi gata, le-am făcut cadou tuturor. Și cam aici cred că încheiem episodul ăsta de SkinCraft. Sper că v-a plăcut. Episodul următoare trebuie să ne construim skin-ul, să expandăm lumea asta de villageri, frații lui Clorna, pentru a putea face rost de extrem de multe enchanturi și să facem o zonă de magazine, că altfel degeaba avem enchanturile alea. Un episod mai lunguț, doar că a trebuit să spun tot ce am făcut, având în vedere că ieri, cum am zis, m-am jucat 12 ore de Minecraft și na, am făcut rost de tot fel de tâmpenii. Bine, nu tâmpenii, că sunt chiar extrem de folositoare. Hai să aranjăm totul pe aici, punem whistle-ul ăsta așa. Fiindcă eu dacă nu am curățenie în inventar, cred că nebunesc, gen, neironic. Eu cred că nebunesc. Dar da, eu am fost Funny Salt, vă urez o zi frumoasă în continuare și nu uitați să vă abonați, dați pe butonul de like, că mă ajută extrem, extrem de mult și mă motivează să postez din ce în ce mai multe videouri pe viitor. Stai să ne spun și armoara, să mi se facă coroana mea de rege. Eu am fost Funny Salt și vă iubesc. Și pe.